pentru bolnavi de diabet zaharat, insulina va fi oferită gratuit și în farmacii. O dispoziție în acest sens a fost semnată cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății de prim-ministru în exercițiu Vlad Filat. Astfel, insulina va fi inclusă în lista medicamentelor compensate integral din Fondul Asigurărilor Obligatorii în Medicină. Cel mai mare complex sportiv universal din țară, cel din orașul Căușeni, va fi inaugurat la 1 iunie 2013. Potențial beneficiari ai proiectului sunt circa 50.000 de locuitori din orașul Căușeni și localitățile învecinate din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Alte detalii despre complexul sportiv aflăm de la Rodion Vârlan. O expoziție de desene a fost inaugurată în cadrul Bibliotecii Centrale din Ungheni. Doritorii au ocazia să admire timp de o lună 20 de lucrări pe tema trecerii rapide a timpului. Desenele sunt pictate în tuș. Autorul lor este Mariana Echimovski, eleva Școlii de Arte Plastice din Ungheni. Vești bune pentru bolnavii de diabet zaharat. Insulina va fi oferită gratuit și în farmacii. O dispoziție în acest sens a fost semnată cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății de prim-ministru în exercițiu Vlad Filat. Astfel, insulina va fi inclusă în lista medicamentelor compensate integral din Fondul Asigurărilor Obligatorii în Medicină. Scopul deciziei este asigurarea respectării principiului de bază de tratament al bolnavilor cronici de diabet zaharat, și anume, asigurarea disponibilității și accesibilității la insulină din orice colț al țării, în vederea satisfacerii cerințelor diabeticilor, indiferent de locul aflării acestora. În asemenea mod, fiecare bolnav cronic de diabet zaharat va avea posibilitatea de a beneficia și recepționa gratuit insulină din cea mai apropiată farmacie, fără a suporta cheltuieli adiționale pentru a se deplasa la instituțiile medicale în care se repartizau medicamentele respective anterior. Cel mai mare complex sportiv universal din țară, cel din orașul Căușeni, edificat cu suportul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, va fi inaugurat la începutul acestei veri. Potențial beneficiari ai proiectului sunt circa 50.000 locuitori ai orașului Căușeni și localitățile învecinate din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Declarația a fost făcută de președintele raionului Căușeni, Ion Ciontoloi, în cadrul unei ședințe de lucru la șantier. Cel puțin contractul este că către 1 iunie ar fi trebuit să finisăm lucrările. Cu părere de rău, nu avem în proiect și în deviz de cheltuieli inventar sportiv care urmează să ne determinăm. Nu avem mobilier pentru vestiare, nu avem mobilier pentru medic, pentru sălile de ședință, care urmează să ne determinăm cu cantitatea, volumurile, sumele. Construcția edificiului este pe ultima sută de metri. La moment se desfășoară lucrări de finisare. Din cele 38 de milioane de lei planificate, 24 au fost deja valorificate. De menționat faptul că în lunile aprilie-mai 2013, constructorii urmează să valorifice încă circa 6 milioane de lei, planificați din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională. Noi sperăm că Consiliul Raional va identifica și alte surse de finanțare pentru a procura echipamentul necesar ca, într-adevăr, acest obiect, acest palat, cum putem chiar așa să-i zicem, să fie dotat și cu echipamentul necesar ca toată lumea din raionul Căușeni și din raionile apropiate să beneficieze pe măsura cuvenită de toate bunurile care au fost, toate investițiile care au fost aici introduse în acest edificiu. Consiliul Raional Căușeni este în căutarea surselor financiare pentru dotarea complexului cu echipament necesar și mobilier. Construcția prevede o sală competițională cu o capacitate de 300 de locuri, bazin, săli de antrenamente și grupuri sanitare. Este depus spre înregistrare un acord adițional privind mărirea volumului de lucru ține de amenajare. El va fi înregistrat și noi să avem și juridic toate ușile deschise pentru a face procurări, porni lucrările în tot frontul de lucrări, inclusiv amenajarea din afară și lucrările de finisare în interiorul. Proiectul Turism Sportiv prin promovarea imaginii regiunii este implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud din primăvara anului 2011. Edificiul va deveni o carte de vizită pentru oraș.
Основная идея данного сооружения – это динамика. Ideea de bază a acestui edificiu este dinamica, deoarece, în primul rând, este un centru pentru tineret, iar în al doilea rând, este un centru sportiv. De aceea, prima idee a fost de a crea o compoziție dinamică, care a redat zborul, mișcarea, tendința. Și noi am hotărât să facem această construcție asimetrică, care din orice punct al orașului s-ar vedea diferit. Proiectul nominalizat a fost aprobat spre finanțare în urma primului apel de propuneri de proiecte lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în iunie 2010. Durata de implementare a lui este de 2 ani. Talentată, ambițioasă, creativă și încrezătoare. Acestea sunt cuvintele potrivite pentru a o descrie pe Mariana Iachimovski, o tânără picturiță din orașul Ungheni. În această săptămână a organizat prima sa expoziție, la care a lucrat timp de 2 ani și de care este foarte mulțumită. Realizarea acestor desene m-a inspirat foarte mult trecerea rapidă a timpului și anume faptul că tinerii nu prea prețuiesc timpul care li se acordă și care îl au la dispoziție. Și mesajul care am vrut să-l transmit prin această expoziție a fost mai mult pentru tineriet, pentru că ei trebuie să folosească timpul care le este oferit, să nu lase să treacă așa în zadar. Mama Marianei este mândră de fica sa. Spune că dintotdeauna și-a dorit să picteze, însă nu s-a realizat în acest domeniu și este bucuroasă când vede că fica ei îi urmează visul. Mă bucur că însuși fica mi-a urmat ceea ce n-am putut eu continua. Sunt sigur că multe realizări va avea. Profesoarea Marianei spune că a urmărit pe parcurs activitatea elevei sale, dar nu s-a implicat în realizarea desenelor. O apreciez pentru creativitate, originalitatea care abordă lucrările sale. O apreciez mult pentru hărnicia. Ea se dăruiește cu tot sufletul în tot ce face. În incinta Bibliotecii Centrale Dimitrie Cantemir sunt organizate lunar expoziții ale elevilor de la Școala de Arte Plastice din Ungheni. Intrarea este liberă. În ultimele două zile, nivelul apei în râul Nistru a crescut. Cu toate acestea, specialiștii susțin că pericol de inundații nu se prevede. La moment, în orașul Rezina, la cel mai jos nivel unde e podul din satul Ciorna, noi mai avem rezerve până la necarea acestui pod, acoperirea cu apă de aproximativ 50 cm. Rezerve la barajul pe malul Nistrului mai este încă 1,5 metri. Noi, anul ăsta, nivelul critic, cred că noi n-a să-l depășim, dar în caz că se ridică nivelul apei, nu se are în vedere revărsări de apă în lungă, asta poate să fie, dar asta ar fi neînsemnate. Dar în caz că nivelul de apă ar să ridice simțitor, noi avem la secția situații excepționale rezerve de 3200 de saci, care în caz de ceva se împlă cu nisip și să astupe locurile pe unde apa ar spătrundă în coașe. Nu, avem de asemenea instrumente, lopeți, hârleți, toate acestea sunt pregătite și stăm în așteptare să vedem cum mai departe ar să margă scenariul sau cum ar să la ce nivel ar să fie apa. Dar după toate prognozele, noi cred că nivelul apei n-ar să depășească nivelul critic sau nivelul admisibil. Acum câteva zile, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de inundații în raioanele din sudul țării. Asta în legătură cu trecerea fazei a doua a apelor mari de primăvară. În lacul de acumulare Dnistrovsk s-a ridicat considerabil nivelul apei și în legătură cu ce i-a mărit diversarea apei din acest lac. La moment, diversarea este de 1100 metri pe secundă. Toate acestea aduc la aceea că nivelul apei din râul Nistru s-a ridicat simțitor. Conform prognozelor specialiștilor, până la 15 aprilie, nivelul apei în râul Nistru va continua să crească de la 2 până la 3.
Vești bune pentru bolnavi de diabet zaharat. Insulina va fi oferită gratuit și în farmacii. O dispoziție în acest sens a fost semnată cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății de prim-ministru în exercițiu Vlad Filat. Astfel, insulina va fi inclusă în lista medicamentelor compensate integral din Fondul Asigurărilor Obligatorii în Medicină. Cel mai mare complex sportiv universal din țară, cel din orașul Căușeni, va fi inaugurat la 1 iunie 2013. Potențial beneficiari ai proiectului sunt circa 50.000 de locuitori din orașul Căușeni și localitățile învecinate din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Alte detalii despre complexul sportiv aflăm de la Rodion Vârlan. O expoziție de desene a fost inaugurată în cadrul Bibliotecii Centrale din Ungheni. Doritorii au ocazia să admire timp de o lună 20 de lucrări pe tema trecerii rapide a timpului. Desenele sunt pictate în tuș. Autorul lor este Mariana Echimovski, eleva Școlii de Arte Plastice din Ungheni.